În zorii unei dimineți, după o noapte în care somnul ne-a fost scurt, noi, Casa de Milostenie alături de echipa misionară din inima Romii, ne-am îndreptat pașii spre nordul Moldovei. Drumul lung de peste 230 de kilometri a fost parcurs cu speranța de a duce lumină în viețile întâlnite. Într-un sat pitoresc undeva în inima naturii, trăiește o familie deosebită. O familie cu 10 copii minunați. 5 la școală și 3 la grădiniță, cum acum 2 acasă. Casa lor este un sanctuar al veseliei, unde fiecare copil, cu personalitatea sa distinctă, aduce o notă unică în melodie zilnică a vieții. Zilele sunt pline de aventuri și descoperiri, fiecare copil strălucind ca o rază a soarelui, împărtășind fericire și lumină oriunde se află. Provocările sunt multe, dar la fel sunt și motive de celebrare. Împreună împărtășesc responsabilitățile gospodăriei, de la grădinărit până la gătit, fiecare contribuind la armonia căminilor lor. Dar ceea ce îi leagă cel mai mult este dragostea profundă pentru copii. Seara după cină se adună în jurul focului, unde în mijlocul dificultăților zilnice găsesc bucurie în amintirile împărtășite. La noi recent, anul trecut, am avut ca sarai care pideți o oasă. Sarai. Vreți, nu vreți, nevoși ne-am mutat în casă. Și astfel, chiar în zilele agitate, când haosul pare să preia controlul, casa lor rămâne un loc de bucurie și zâmbite. Trăiesc fericirea în cea mai pură formă, fiecare moment fiind o dovadă că dragostea și unitatea sunt cele mai valoroase comori. Cum stați cu Dumnezeu? Când avem timp, ne rugăm, că nu și spun nici. Dacă nu, când e timp, e timp. Când nu e timp, nu e timp. Și grei. Da, tot, când îi zic ceva și faci... Dar fără ajutorul Dumnezeu, nu știi, zici Doamne iută, Doamne iută, Doamne, Doamne iută, nu faci nimic. Fără Dumnezeu nu poți face nimic. Dacă nu zici cuvântul ăsta, dar foarte mare fie, cum te cheamă? Cum te cheamă? Marian. Marian, trebuie să ne facem timp pentru suflet. Pentru Dumnezeu găsești. Că dacă, știu, dar trebuie să ne facem timp, că dacă nu ne facem timp, ne faci și Dumnezeu. Cât de cât pentru dânsul că sunt timp, dar nu chiar trebuie în toată ziua, știi? Nu în toată ziua. Așa e, călea? În toată ziua te poți ruga. Da. Apând pentru ziua... Adică în fiecare zi, te rogi, nu, poți să faci. Poți să faci. Dar din când în când să mergi la biserică, din când în când să mai citești Biblia, aia... La biserică creditul. Că așa că mare trupul ăsta nevoie de hrană și sufletul are nevoie de hrană. Eu chiar și la Belgia, asta la Franța, asta la Germania, mă țin la biserică. La această familie noi am fost redicționați a doua oară de Diana, o mamă cu inimă mare din Germania. Eu, Diana, am fost profund mișcată de povestea lor, de această familie cu 8 copii care așteaptă acum gemeni. Bună ziua! Mă numesc Slăraș Mariana, am 8 copii, acuși la sfârșit de februarie mai apar 2. Compasiunea m-a determinat că vreau să le ofer sprijin. Vă transmit cele mai calde gânduri și vă doresc multă sănătate, răbdare și putere pentru tot ceea ce faceți. Pace și binecuvântare vouă și familiei voastre. Doresc să contribui cu o donație pentru această familie minunată. În luna martie voi trimite la Casa de Milostenie un colet pentru ei, cu lucruri necesare și o sumă de bani, sperând că veți putea folosi aceste resurse pentru a le cumpăra ceva de mâncare celor 10 copilași. Am trimis deja coletele în Moldova și ar trebui să ajungă joi seara sau vineri dimineață. În geanta albastră veți găsi încălțăminte, iar în geanta albă albituri. Și în cutie albă sunt haine și diverse lucruri necesare pentru copii. În cutie albă mare am pus și o pungă de dulciuri pentru copiii surorilor și a fraților de la Casa de Milostenie. Vă mulțumim din suflet pentru tot ce faceți. Vă doresc multă putere și răbdare, Diana. Îți mulțumesc și ție, Diana, din partea Casei de Milostenie Chișinău. Deci spune Biblia, toată legea se cuprinde în două porunci. Una, iubește Domnul Dumnezeul tău
Și a doua este pe aproape de tot ca pe tine însuți. Ei, dar uite că tocmai astea două porunci scălcate la greu. Nimeni ne ascultă. Asta e problema. Da, ce să vă spunem? Să vă ajute Dumnezeu să îl cunoașteți, să-l căutați pe Dumnezeu, să-l iubiți, că vă iubește și vouă sufletele și ca și nouă. Și spune Biblia că așa de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul lui Fiu, adică pe Domnul Iisus să moară. Pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Credința în El, asta este primul pas. Apoi, al doilea pas, o ceri iertare de păcate, El te poate ierta. Al treilea pas, îmi place că El își face un legământ în apă, botezul. Te botez în numele Tatălui, Fiul și Duhului Sfânt. Și apoi ești mântuit, intri în familia Lui. Ce este scris numele în Cartea Vieții. Dragi prieteni, cu inime pline de recunoștință ne adresăm vouă astăzi. A vă spune mulțumesc este o expresie simplă, dar încărcată de o profundă apreciere și respect. Vă mulțumim din suflet pentru generozitatea și sprijinul vostru necondiționat. Căldura, bunătatea, grija și dragostea pe care le-ați arătat sunt piloni pe care le sprijină Casa de Milostenie. Acestea sunt darurile voastre prețioase care aduc lumină și speranță în viețile celor pe care îi ajutăm. Glorie, glorie, aleluia, Părintelui Ceresc, aleluia, glorie, glorie, aleluia, glorie, glorie, aleluia, glorie, glorie, aleluia, Părintelui Ceresc, aleluia. Mamă scumpă, noi am fost direcționat, noi am fost cu vreo 2 ani în urmă la voi. Dar te-a văzut o femeie cu inimă mare care îl iubește pe Dumnezeu. Te-a văzut pe Casa de Milostenie și ne-a rugat ca să intrăm azi la tine. Mi-e frumos. Ea ți-a dat ceva din partea ei, din mâncare, din hăinuță, din încălțăminte și chiar ceva din bani. Și acum vrem să-ți mânăm suma care ea ți-a transmis soție. Noi de obicei, Casa de Milostenie, noi dăm pâine, dar eu am spus... În afară de pâine vreau să le dau zis că are atâția copii și știu și asta și vreau să aibă pentru tot ce are nevoie în casă. Așa că vrem să vă lămânăm acești bani care vă transmis ieri. Sora de Ana, vă transmis 150, Domnul să vă mulțumesc, dar tot ce v-am adus în numele Lui Iisus. Biblia spune, Domnul să fie lăudat, proslăvit, glorie, glorie, Domnul. Biblia spune, căutați mai întâi împărăția cerurilor. Toți celelalte se vor da deasupra. Căutați-o pe Dumnezeu. Domnul vă iubește. Am venit, frații au venit de departe, tocmai de la Roma, ca să vă spună, să vă spunem despre dragostea lui Hristos. Să știți că Domnul vă iubește. Noi ne închinăm la un Dumnezeu viu. De la ea. La un Dumnezeu care a creat lemnul, apa, soarele. La un Dumnezeu care ne rugăm și ne protejează. La un Dumnezeu care ne rugăm și El ne ascultă. La un Dumnezeu care ne rugăm și îngerii Lui veghează asupra noastră. Ne rugăm ca bunul Dumnezeu să vă răsplătească înzicit pentru mila și compasiunea sufletului vostru, să vă ocrotească și să vă înzestreze cu prosperitate în toate zilele. Prietenii adevărați sunt aceia care nu se dau înapoi în fața întunericului, ci sunt gata să împartă cu tine atât greutățile cât și bucuriile vieții. Voi sunteți acei prieteni rari care nu ezitați să stați alături de noi, fie că este vorba de a împărți o bucurie sau de a lumina un colț întunecat al existenței. Frumusețea misiunii Casa de Milostenie din Republica Moldova este oglinda sufletului vostru nobil. Din adâncul inimii, vă reiterăm mulțumirile noastre sincere. Sunteți oameni de o nobilă generozitate, mereu gata să întindeți o mână de ajutor.
blândețea și credincioșia voastră sunt comori neprețuite în ochii lui Dumnezeu. Ne rugăm ca El să vă binecuvânteze cu o viață împlinită și cu harul cerești. Vă invităm să ne sunați, să păstrăm legătura care ne unește. Vă lăsăm în grijă Domnului și cu dragoste și căldură în suflete vă spunem la revedere și până curând. Cu cele mai calde gânduri, Casa de Milostenie, Chișinău. Mulțumim frumos, pentru care ne-au arătat. Mulțumim lui Dumnezeu pentru că ne-a oferit prilejul de a sădi bunătatea în numele Fiului Său, pentru a duce slavă și glorie împărăției sale. Suntem profund recunoscători tuturor prietenilor noștri care ne sunt alături, care ne susțin cu rugăciuni, cu ajutor financiar, cu un cuvânt de mângâiere sau cu o îmbrățișare sufletească. Fie ca Dumnezeu să vă răsplătească generozitatea și să vă călăuzească pe drumul vieții. Vă mulțumim din suflet pentru tot! Ei încă nu au mâncat țaraș. Încă nu au mâncat. Ei încă nu. Tot așteptăm la moșnic, punem să facem ceva. Încă nu au mâncat. Și ea că acum. Este tare greutăți, mă. Ei încă nu au mâncat țaraș. Ei încă nu au mâncat țaraș. Că nu-i conștient. Ei conștient, dacă ne care boala asta, când așa are câte o perioadă, e câte o săptămână, nu doar nici zi, nici noapte. Nic. Tot rupi de pe dânsa, e ca așa, tot. Nici eu nu mă odihnesc, da, nici ea. Și dau tablete, dau medicamente, da. Îi dau cât doză, da, și îi bagă.